Bine ați venit! În clipul de astăzi vom discuta despre permutări, aranjamente, combinări. Fie A o mulțime nevidă cu N elemente, numărul permutărilor mulțimii A se notează cu P indice N și este egal cu 1 ori 2 ori 3 ori puncte puncte ori N și putem să notăm în felul acesta și vom citi N factorial. Altfel spus, N factorial înseamnă produsul Tuturor numerelor naturale de la 1 la n. Haideți să luăm câteva exemple. 4 factorial înseamnă 1, ori 2, ori 3, ori 4. Încep de la 1 și termin la numărul respectiv. 10 factorial înseamnă 1, ori 2, ori 3, ori 4, ori puncte-puncte, ori 9, ori 10. Un aspect foarte important este faptul că, prin convenție matematică, 0 factorial este egal cu 1. Rețineți acest lucru, 0 factorial este 1. Mergem mai departe. Se consideră mulțimea finită A cu n elemente și un K de la 1 la n. Submulțimile ordonate cu k elemente ale mulțimii A se numesc aranjamente de n luate câte K ale mulțimii A. Și avem formula aranjamente de N luate câte K egal cu N factorial supra N minus K factorial. Puteți să vă scrieți undeva aceste formule. La permutări avem N factorial, la aranjamente avem N factorial supra N minus K factorial și ce credeți că urmează? Bineînțeles, Combinările. Se consideră mulțimea finită A cu N elemente și un K de la 0 la N. Submulțimile cu K elemente ale mulțimii A se numesc combinări de N elemente luate câte K. Și avem combinări de N luate câte K, egal cu N factorial supra N minus K factorial ori K factorial observăm că la aranjamente la numitor era doar n minus k factorial, pe când la combinări mai apare și acel k factorial în plus și haideți să rezolvăm împreună câteva exerciții. Avem de calculat 7 factorial supra 8 factorial. Haideți să ne gândim. 7 factorial înseamnă 1 ori 2 ori 3 ori 4 puncte, puncte, puncte ori 7. Puteam să scriu acele numere că mai erau doar două. Haideți să le scriu, aveam ori 5, ori 6. Apoi, 8 factorial înseamnă produsul tuturor numerelor naturale de la 1 la 8. Și avem 1, ori 2, ori 3, ori 4, ori 5, ori 6, ori 7, ori 8. Evident, nu vom face asta la toate exerciții. Le fac acum la început pentru a vă explica și a înțelege foarte bine despre ce e vorba. Dacă ne uităm la 7 factorial și la 8 factorial observăm că au o parte comună. Regăsim acești factori și în 8 factorial. Asta înseamnă că de fapt pe 8 factorial îl putem scrie cu ajutorul lui 7 factorial și factorul care ne rămâne în completare este acel 8 rămas pe din afară. Asta înseamnă că la numărător păstrăm 7 factorial, iar la numitor avem 7 factorial ori 8. Atenție, nu e 8 factorial, este doar 8 ca și factor. Și putem să simplificăm 7 factorial cu 7 factorial, asta înseamnă că la numărător rămânem cu 1, iar la numitor rămânem cu 8. Haideți să vă mai dau un exemplu înainte de a merge la punctul B. Dacă am avea n factorial și n minus 2 factorial. Haideți să vedem. n factorial înseamnă toate numerele înmulțite de la 1 până la n și n minus 2 factorial înseamnă toate numerele de la 1 până la n minus 2. Trebuie să ne dăm seama în primul rând care este mai mic, n minus 2 sau n. Evident, n minus 2 este un număr mai mic dacă discutăm despre numere naturale, pentru că din n am scăzut 2. Și atunci, haideți să vedem cum îl putem scrie pe cel mai mare, adică pe n factorial, în funcție de n minus 2 factorial. Înaintea acestui factor, înaintea lui n, cine se află? Se află n minus 1, gândiți-vă că scădem cu câte o unitate, iar înaintea lui n minus 1 se află n minus 2. Asta înseamnă că pe n factorial îl putem scrie ca 1 ori 2 ori puncte puncte ori n minus 2 și în completare mai avem n minus 1 și n. Altfel spus, avem de la 1 până la n minus 2 în prima parte, adică n minus 2 factorial și factorii în completare până la n, adică n minus 1 și n. Haideți să scriem asta, avem n minus 2 factorial, ori n minus 1 ori n. Totul supra n minus 2 factorial, priviți cum se simplifică și rezultatul este n minus 1 ori n. Încă o dată, pentru a face simplificări de felul acesta, trebuie să vă gândiți care este mai mare și pe cel mai mare îl scrieți în funcție de factorialul mai mic. Haideți să mergem la punctul B. Avem 211 factorial pe 210 factorial. Clar, 211 factorial este mai mare și atunci pe el îl vom scrie cu ajutorul lui 210 factorial. Avem 210 factorial și acum să ne gândim ce factor sau ce factor, în funcție de situație, vom avea în completare până la 211 factorial. Ce înseamnă 211 factorial? Înseamnă toate numerele înmulțite de la 1 până la. 211 și înaintea lui este 210. Asta înseamnă că singurul factor pe care eu îl am în completare este 211. Și priviți ce frumos se simplifică 210 factorial și atunci rezultatul va fi 211. Mergem acum la punctul C. Avem 17 factorial minus 18 factorial supra 19 factorial. Atenție! Nu putem să facem operații de adunare, de scădere cu factorial, nu putem să facem operații obișnuite. De exemplu, 17 factorial plus 18 factorial nu înseamnă 17 plus 18 factorial sub nicio formă. Și atunci, haideți să vedem ce am putea să facem. Poate sunt mai multe variante, însă eu mă gândesc, spre exemplu, poate ne-ar fi de folos să-l scriem pe 18 factorial în funcție de 17 factorial și să dăm un factor comun la numărător. Sau am putea să desfacem în două fracții, simplificăm și apoi eventual aducem la același numitor. Haideți să vedem. Pe 18 factorial îl putem scrie ca 17 factorial și singurul factor pe care îl avem în completare este 18, totul supra 19 factorial. Și atunci îl dăm un factor comun pe 17 factorial. Pe lângă, din 17 factorial, dacă îl scoatem în factor comun pe 17 factorial, rămânem cu 1, iar de aici, evident, rămânem cu 18. Supra 19 factorial, pe care îl putem scrie la rândul lui cu ajutorul lui 17 factorial. În paranteză, 1 minus 18 va fi minus 17. Iar la numitor, pe 19 factorial, dacă vrem să-l scriem cu ajutorul lui 17 factorial, vom avea 17 factorial și în completare până la 19 vom avea factorii 18 și 19. Simplificăm și atunci rezultatul este minus 17 supra 18 ori 19, puteți să faceți voi înmulțirea. Mergem mai departe la punctul D. Avem n-9 factorial supra n-7 factorial. Trebuie să ne gândim care dintre cei doi factoriali este mai mare? N-9 sau n-7? Aș putea să spun că aproximativ 56 dintre elevi din prima dacă se grăbesc dau un răspuns greșit. Cu siguranță sunt și cei care știu deja care e răspunsul. Pentru aceia care nu vă dați seama de rezultat din prima, sfatul meu ar fi să luați o valoare a lui n și să înlocuiți, să vedeți unde se obține numărul mai mare sau mai mic. Spre exemplu, dacă n ar fi 12, la numărător vom avea 12 minus 9, adică 3 factorial, iar la numitor avem 12 minus 7, adică 5 factorial și se observă că cel de jos este mai mare. Evident, dacă ne gândim la faptul că din n scădem 9 sau scădem 7, se obține un număr mai mare atunci când noi scădem mai puțin. Din n am scăzut doar 7 și din acest motiv n-7 este mai mare decât n-9. minus Asta înseamnă că pe cel de jos trebuie să-l scriem în funcție de factorialul de sus. Și atunci pe n-7 factorial îl vom scrie ca n minus 9 factorial și acum să ne gândim ce avem în completare până la n minus 7. Îl avem evident pe n minus 8 și abia apoi vine n minus 7. Nu uitați că aceste numere sunt consecutive, sunt numere naturale consecutive. Și acum simplificăm, ceea ce înseamnă că la numărător rămânem cu 1, iar la numitor rămânem cu n minus 8 pe lângă n minus 7. Mergem acum la exercițiul al doilea, unde trebuie să rezolvăm ecuații. Haideți să vedem cum procedăm, oare cum facem, bineînțeles că și mai devreme. Îl scriem pe n-6 factorial fiind mai mare, în funcție de n plus, am zis n-6, pe n plus 6 factorial îl scriem în funcție de n plus 5 factorial. Și atunci vom avea n plus 5 factorial ori n plus 6 vine în completare, Egal cu 8 pe lângă n plus 5 factorial. Putem să împărțim la n plus 5 factorial pentru că știm că acest factorial este diferit de 0, nu avem cum să obținem rezultatul 0, și atunci înseamnă că în stânga rămânem doar cu n plus 6, practic scăpăm de acest factorial, iar în dreapta rămânem cu 8 și acum îl ducem pe 6 cu scădere, ceea ce înseamnă că n va fi 8 minus 6, adică 2. Vreți să facem proba? Haideți să vedem. În stânga avem 2 plus 6, adică 8 factorial, iar, iar în dreapta avem 8 ori, în paranteză obținem 7 factorial. Și 8 ori 7 factorial înseamnă chiar 8 factorial. Gândiți-vă că la 7 factorial vine în plus factorul 8. Și atunci avem de la 1 la 7 și în acest număr 8. Din acest motiv avem exact 8 factorial. Mergem la punctul B. Avem 6 pe lângă n plus 2 factorial egal cu n plus 3 factorial. La fel, factorialul mai mare se scrie în funcție de cel mai mic. În acest caz, n plus 3 factorial este mai mare, așa că pe el îl scriem în funcție de n plus 2 și avem n plus 2 factorial. Și factorul care vine în completare este n plus 3. La fel, scăpăm de n plus 2 factorial. Ceea ce înseamnă că în stânga rămânem cu 6, iar în dreapta cu n plus 3 îl ducem pe 3 cu scădere. În concluzie, n va fi egal cu 3 și puteți să faceți voi verificarea dacă nu mă credeți. Mergem mai departe la punctul C. Avem permutări de n plus 3 egal cu 210 ori permutări de n. Vă reamintesc că formula de la permutări e exact n factorial și atunci în stânga avem n plus 3 factorial. Egal în dreapta 210 ori n factorial. Și acum, factorialul mai mare este cel din stânga, este n plus 3, pe care trebuie să-l scriem în funcție de cel din dreapta, adică în funcție de n. Și atunci avem n factorial și să ne gândim care sunt factorii în completare până ajungem la n plus 3 factorial. Îl avem odată pe n plus 1, apoi n plus 2. Și acum am terminat la N plus 3. Haideți să vedem ce facem mai departe. Evident scăpăm de N factorial. Și atunci rămânem cu N plus 1 ori N plus 2 ori n plus 3 egal cu 210 și sub nicio formă nu desfacem parantezele din stânga. O ținem o ecuație de gradul 3 și nu mai terminăm de rezolvat. Haideți să-l luăm pe 210 și să vedem cum l-am putea scrie. În partea stângă observăm că avem 3 numere naturale consecutive. Asta înseamnă că pe 210 l-am putea scrie ca un produs de 3 numere consecutive și haideți să-l descompunem. 210. Se divide cu 3, obținem 70, cu 7 obținem 10, 10 se divide cu 5, obținem 2, 2, 1. Mm, avem nevoie de 3 numere consecutive. 7 e un număr destul de mare. Ce-ați spune voi dacă am înmulțit 2 cu 3? Ce obținem? Avem 6. Asta înseamnă că 210 poate fi scris ca 5 ori 6 ori 7 și cum discutăm despre numere naturale consecutive, e clar că prima paranteză este și cea mai mică și ea trebuie să fie egală cu 5. Asta înseamnă că n va fi 5 minus 1, adică 4. Haideți să mergem mai departe la al treilea exercițiu, cât am pregătit, cred că 4 exerciții. Mai avem doar puțin. Haideți să ne reamintim formula de la aranjamente. Aranjamente de n luate câte k, vom avea formula n factorial supra n minus k factorial. Mi-am amintit acum că pe canal mai găsiți un clip cu aranjamente, combinări, dar este cel cu probleme de numărare. Poate e Cred că e foarte important și acel clip, ar trebui văzut împreună. Mergeți să-l căutați, probleme de numărare. Dacă nu-l găsiți pe canal, îl găsiți pe site-ul pauzademate.ro, la secțiunea Liceu, clasa A10. Haideți să vedem. Aranjamente de 6 roate câte 4, vom avea 6 factorial supra 6 minus 4 factorial. Asta înseamnă 6 factorial supra 2 factorial. Factorialul mai mare, evident, este 6. Asta înseamnă că pe el îl scriem cu ajutorul celui de jos și avem 2 factorial ori 3, ori 4, ori 5, ori 6 supra 2 factorial. Simplificăm și putem să facem înmulțirile în felul acesta. Dacă vă este mai ușor, dacă nu, putem să le facem și la rând, nu contează. 3 ori 4 e 12, 5 ori 6 e 30 și acum 12 ori 3 e 36 și încă un 0 la final. Mergem la punctul B. Avem nevoie și de formula de la combinări și vom avea n factorial supra n minus k factorial ori k factorial. Și atunci începem cu aranjamente de 5 luate câte 3 și avem 5 factorial supra 5 minus 3 factorial minus 6 ori. Combinări, cred că aici am scris eu greșit, era combinări de 6 luate câte 5. Atenție la acest lucru, am transcris eu greșit exercițiul, sper să nu mai am o astfel de greșeală. Și vom avea 6 factorial supra n minus k, adică 6 minus 5 factorial, ori ca factorial. Și acum, haideți să vedem, vom obține 5 factorial supra 2 factorial minus 6 ori 6 factorial supra, în paranteză 6 minus 5 va fi 1, ori 5 factorial. Și acum, haideți să-l scriem pe 5 factorial cu ajutorul lui 2 factorial. Asta înseamnă că avem 2 factorial ori 3 ori 4 ori 5. Minus 6 ori, acel 1 factorial de la numitor nu mai contează pentru că e 1 și 1 este elementul neutru pentru operația de înmulțire, iar pe 6 factorial de la numărător îl putem scrie cu ajutorul lui 5 factorial și avem 5 factorial ori 6. Și acum, haideți să facem simplificări și observăm că în prima parte vom rămâne cu. voi scrie aici, rămâne cu 3 ori 4 ori 5 minus, în a doua parte avem doar 6 ori 6 și acum 3 ori 4 e 12, 6 ori 6 36, 12 ori 5 e 60 și 60 minus 36 va fi 24. Haideți să mergem la punctul C. Direct formula. Avem combinări de 10 luate câte 3 minus combinări de 9 luate câte 3. Atenție, nu puteți avea o combinare de felul acesta, cum am scris eu mai devreme. Trebuie întotdeauna acel K să fie de la 0 la N. Puteți avea combinări de N luate câte 0 sau maximul combinări de N luate câte N. Nu poate fi numărul de sus mai mare decât cel de jos. Și vom avea 10 factorial supra 10 minus 3 factorial ori 3 factorial. Minus 9 factorial supra 9 minus 3 factorial ori 3 factorial. Asta înseamnă 10 factorial supra 7 factorial ori 3 factorial, minus 9 factorial supra 6 factorial ori 3 factorial. Și acum Evident, nu îl vom scrie pe 10 factorial în funcție de 3 factorial, pentru că 3 factorial este prea mic, am avea prea mulți factori pe din afară. Așa că pe 10 factorial îl scriem în funcție de 7 factorial și avem 7 factorial ori 8, ori 9, ori 10. Și pe 3 îl lăsăm, sau putem să-l scriem efectiv ca o înmulțire pentru a-l calcula. La fel și aici, pe 9 îl scriem în funcție de 6, avem 6 factorial ori 7, ori 8, ori 9, supra 6 factorial ori 3 factorial. Și acum simplificăm. Și acest 3 factorial era 1 ori 2 ori 3. Asta înseamnă că vom avea 7 ori 8 este 72, 72 ori 10 înseamnă 720, supra 6 minus, haideți să vedem și această înmulțire. Ce-ar fi să nu facem noi înmulțirea? Pentru că mie și așa nu-mi plac aceste calcule mari. Haideți să facem în felul acesta. Avem 8 ori 9 ori 10 supra 6, minus 7 ori 8 ori 9 supra 6. Asta înseamnă că putem să scriem totul pe o singură linie de fracție. Și avem numitorul comun 6, apoi 8 ori 9 ori 10 minus 7 ori 8 ori 9. Și ce observăm? Observăm că la numărător avem factor comun 8 ori 9. Și am scăpat de aceste calcule mari și avem 8 ori 9 pe lângă. Din primul produs rămânem cu 10, din al doilea cu 7, totul supra 6. Și atunci vom avea 8 ori 9 ori 3 supra 6. Putem să simplificăm acest 6 cu 3, ne rămâne 2, acel 2 cu 8 și ne rămâne 4. Asta înseamnă că rezultatul va fi 4 ori 9, adică 36. Și, și am ajuns la ultimul exercițiu avem câteva ecuații. Să începem. Avem combinări de 2x plus 3, luate câte 2 egal cu 3. Dacă vă amintiți de la început, când am scris formula pentru combinări de n luate câte k, spuneam eu că acel k trebuie să fie între 0 și n și obligatoriu trebuie să avem numere naturale. Asta înseamnă că la o astfel de ecuație avem nevoie de condiții de existență pentru aceste combinări sau aranjamente. Și atunci, haideți să vedem în cazul nostru. 2x minus 3, adică n-ul, trebuie să fie mai mare sau egal decât 2. Nu pot să am în partea de jos un număr mai mic decât cel de sus. Și evident, trebuie să avem numere naturale. Și atunci, haideți să-l ducem pe 3 în partea dreaptă. Și avem 2x mai mare egal decât 5, Împărțind la 2, obținem că x este mai mare egal decât 5 pe 2. Dar discutăm despre numere naturale. Asta înseamnă că x aparține mulțimii. 5 pe 2 este 2,5, așa că avem 3, 4, 5, 6 și așa mai departe. Evident, putem să lăsăm condiția exact cum era de la început și la final să facem o scurtă verificare. Haideți să mut condiția de existență în partea de sus. Și acum să scriem formula pentru acea combinare. Avem n-ul factorial, în cazul nostru este 2x minus 3, supra 2x minus 3 minus acel 2, ori 2 factorial egal cu 3. Și atunci obținem 2x minus 3 factorial supra 2x minus 5 factorial ori 2 factorial egal cu 3. Trebuie să ne gândim, care factorial este mai mare? 2x minus 3 sau 2x minus 5? Din 2x, dacă scad mai puțin, obțin un număr mai mare. Asta înseamnă că 2x minus 3 este numărul mai mare și pe el îl scriem în funcție de cel de jos. Și avem 2x minus 5 factorial ori 2x minus 4 ori 2x minus 3, totul supra 2x minus 5 factorial ori 2 factorial egal cu 3. Simplificăm și atunci observăm că ajungem la ecuația 2x minus 4 pe lângă 2x minus 3, 2 factorial înseamnă 1 ori 2, adică 2, egal cu 3. Și acum haideți să vedem cum am putea să rezolvăm această ecuație. Observăm că în prima paranteză am putea să dăm factor comun un 2 și atunci rămânem cu x minus 2. Și ne ajută pentru că putem să facem o simplificare cu doiul de jos. Asta înseamnă că rămânem cu x minus 2, pe lângă 2x minus 3 egal cu 3. Și acum, haideți să vedem ce variante avem. Sunt aproape convinsă că o bună parte dintre voi veți desface parantezele și veți rezolva cu delta. Haideți să vedem ce s-ar obține. Am avea 2x ori, x, adică 2x la 2. Minus 3x minus 4x și minus 2 ori minus 3 va fi plus, minus 2 ori minus 3, am zis bine, plus 6. Ceea ce înseamnă că vom obține 2x la a doua minus 7x. Pe acest 3 îl putem aduce în partea stângă și vom avea plus 6 minus 3, adică plus 3 egal cu 0. Haideți să scoatem coeficienții. A este 2, B este minus 7, C-ul este 3. Asta înseamnă că delta care are formula B la a doua, minus 4AC, va fi egal cu minus 7, totul la a doua, minus 4 ori 2 ori 3, ceea ce înseamnă că delta este egal cu 49 minus și acum 4 ori 2 e 8, 8 ori 3, 24. Delta va fi 25. Evident că dacă nu obțineți un număr frumos, ar putea să fie ceva greșit, pentru că noi avem nevoie de numere naturale. Dacă delta ne-ar fi dat radical din 24, clar ceva nu era în regulă. Și acum, haideți să aflăm soluțiile X1. Avem formula minus B plus radical din delta pe 2A. Asta înseamnă minus minus 7, adică 7 plus 5 pe 2A, 2 ori 2, 4 și x1 va fi 7 plus 5 înseamnă 12, iar 12 pe 4 va fi 3 și convine, face parte din mulțimea pe care noi am obținut-o din condiția de existență. Și a doua soluție va fi, 5, va fi 7 minus 5 pe 4, adică 2 pe 4, care înseamnă 1 pe 2 și nu convine. În concluzie, mulțimea soluțiilor este formată doar din 3. Mergem mai departe la punctul B. Avem combinări de n luate câte 3 egal cu combinări de n luate câte 5. Evident, condiția de existență, n nostru trebuie să fie un număr natural, dar mai mult de atât trebuie să fie o dată mai mare egal decât 3 și mai mare egal decât 5. Asta înseamnă că n este un număr natural mai mare egal decât 5. Și acum, haideți să înlocuim în stânga. Avem n factorial supra n minus 3 factorial ori 3 factorial iar în dreapta avem n factorial supra n minus 5 factorial, ori 5 factorial. Am putea să încercăm să scriem factorialul pe fiecare fracție și să-l simplificăm, însă mă tem că în partea dreaptă unde avem n minus 5 și n, rămânem cu prea mulți factori. Așa că haideți să încercăm să aducem deodată la o formă mai simplă această ecuație. Observăm că am putea să împărțim prin n factorial. Scăpăm practic de acest n factorial din partea de sus. Asta înseamnă că rămânem cu 1 supra n-3 factorial, ori 3 factorial, egal cu 1 supra n-5 factorial, ori 5 factorial. Și am putea să o scriem și într-o altă formă, cât să nu mai avem aceste fracții, pentru că ne rezultă clar de aici că n-3 factorial, ori 3 factorial, trebuie să fie egal cu n-5 factorial, ori 5 factorial. Și haideți să mai facem niște simplificări. Ce am putea să facem mai departe? Haideți să ne gândim. Care este mai mare? N-3 sau N-5 factorial? Cel din care scădem mai puțin. Și atunci pe N-3 factorial îl scriem în funcție de N-5 factorial și avem N-5 factorial și în completare N-4 și N-3. În partea dreaptă pe n minus 5 factorial îl lăsăm în pace, iar pe acel 5 factorial îl putem scrie cu ajutorul lui 3 factoriale, 3 factorial ori 4 ori 5. Și atunci, scăpăm de n minus 5, scăpăm și de 3 factorial, asta înseamnă că rămânem cu n minus 4 ori n minus 3 egal cu 4 ori 5. Și n e un număr natural, iar în stânga avem numere consecutive, în dreapta avem numere consecutive. În stânga cel mai mic este n-4, în dreapta cel mai mic este 4. Asta înseamnă că n-4 va fi egal cu 4, adică n este egal cu 8 și convine pentru că este un număr mai mare egal decât 5. În concluzie, 8 este soluția acestei ecuații. Haideți să mergem în final la ultima ecuație. La fel, condiția de existență. N număr natural. O mai mare egal decât 2, odată mai mare egal decât 3, e clar că trebuie să fie mai mare egal decât 3. Și acum avem așa, n factorial supra n minus 2 factorial ori 2 factorial plus 3 ori n minus 3, n mă grăbesc, n factorial supra n minus 3 factorial ori 3 factorial egal cu n pe lângă n plus 1. Nu mai putem să facem ca mai devreme să scăpăm de acel n factorial, din păcate. Așa că haideți să facem simplificările pe fiecare fracție în parte. Avem n-ul factorial pe care îl scriem în funcție de n-2 factorial și în completare avem n-1 și n. Nu vă speriați pentru că se simplifică. La fel și aici pe n factorial îl scriem în funcție de n-3 și vom avea n-2 n minus 1 și n. E ok, avem 3 factori, nu e așa de dificil, iar pe 3 factorial îl scriem ca 1 ori 2 ori 3 și în dreapta păstrăm n pe lângă n minus 1. Scăpăm de factorial și de acest 3 micuț și atunci rămânem cu n minus 1 ori n supra 2 factorial, adică 2, plus n minus 2 ori n minus 1 ori n, totul supra 2 egal cu n pe lângă n minus 1. Și haideți să mergem pe pagina pagină nouă cu această ecuație. Vă promit că este foarte simplă. Datorită numitorului comun din partea stângă, putem să scriem totul pe o singură fracție și vom avea n minus 1 ori n plus n minus 2 ori n minus 1 ori n egal cu n pe lângă n minus 1 pe care îl putem considera supra 1 și atunci să scăpăm și de aceste fracții. Înmulțim pe diagonală și mai mult observăm că în stânga avem factorul comun n 1 ori n. Asta înseamnă că în stânga putem să scriem ca n 1 ori n pe lângă. Vom rămâne din primul produs cu un 1, iar din celălalt produs rămânem cu acest n 2 și în dreapta avem acel 2 pe lângă n și n minus 1. De ce am făcut toate astea? pentru a scăpa de n minus 1 și de n. Practic împărțim la n ori n minus 1 și evident acest produs este diferit de 0 pentru că discutăm de numere naturale mai mare egale cu 3. Asta înseamnă că în stânga rămânem cu n plus 1 minus 2 este minus 1, iar în dreapta rămânem cu 2. În concluzie, n este 3 și e un număr mai mare egal decât 3 e aceasta soluția ecuației. În concluzie, mulțimea soluțiilor este formată din 3. Nu uitați să căutați și clipul cu probleme de numărare pentru a vedea lucruri mai interesante. Sper că a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare.